Scumpirile din ultima perioadă au influențat negativ nu doar calitatea vieții hunedorenilor, ci și activitatea din adăposturile pentru câinii fără stăpân din județul Hunedoara. Prin urmare, a fost nevoie de o majorare a cotizației plătită de primăriile membre ale asociației care gestionează activitatea de prindere, transport, adăpostire, hrană a câinilor fără stăpân de la 11 la 12,5 lei pe cap de locuitor. Asociația coordonează activitatea în 6 adăposturi, respectiv la Brad, Simeria, Orăștie, Călan, Urican și Deva, la Sântuhalm. Cheltuiala pentru un câine recuperat de pe străzi se ridică de acum la peste 600 de lei pe lună, adică mai mult decât plătește statul, tot pentru o lună, alocație de plasament pentru un copil aflat în plasament la asistentul maternal. Diferența este că pentru copii, în ciuda scumpirilor în lanț, statul nu a majorat alocația de plasament.